explozie de culoare, așa am putea descrie lucrările ce stau mândre pe simezele Bibliotecii Județene în cadrul expoziției Ucenicii Picturii. Remarcați exact ce spuneam și mai devreme, în faptul că reușesc acești copilași să combine planurile, reușesc să fie ei și copii, preluând în același timp teme de inspirație universală. A surprins libertatea care există. Am gândit că până la urmă niște ucenici trebuie, de niște ucenici mai bine, trebuie să aibă grijă cineva. Și când m-am gândit cine are grijă de acești ucenici, mi-am dat seama de valoarea reală a acestor tablou. Iubesc foarte mult să desenez și reprezintă pentru mine ceva foarte special. Cu ce vine această expoziție? Eu cu un peisaj. Ce reprezintă pentru tine acest peisaj? De care e peisajul? Păi o casă bătrânească. Despre expoziție vă pot spune că reprezintă două generații de elevi. Una terminat acum un an, sunt lucrările cele mai mari ale celor terminați mai devreme. Iar cei care sunt prezenți aici sunt cu lucrări ceva mai mici. Lucrările aparțin cursanților atelierului Școala din Galerie, coordonați de plasticianul George Paulian, iar acestea pot fi admirate până pe 30 aprilie.